La sfârșitul săptămânii trecute, noul inspector școlar general al Inspectoratului Județean Constanța, Petrică Miu, i-a convocat în ședință pe directorii instituțiilor de învățământ preuniversitar din județ. Întâlnirea a avut loc în sala de ședință de la Palatul Copiilor din Constanța, care a devenit neîncăpătoare pentru cei prezenți. Petrică Miu este noul director al Inspectoratului Școlar General Constanța, înlocuind-o pe Zoe Gabriela Bucovală, revocată din funcție de Ministerul Educației. Prima ședință a acestui an, susținută de noul inspector pentru directorii instituțiilor de învățământ preuniversitar, a debutat cu activitatea de premiere a elevilor cu rezultate excepționale la examenul de bacalaureat și evaluare națională. Așa cum ne transmite domnul ministru Liviu Pop, nu a reușit să facă această festivitate de premiere pe data de 1 septembrie. O facem până în 11 septembrie. Era nevoie să o facem în cadrul festiv și atunci, în cadrul acestei ședințe cu directorii, vom face această premiere. Colegiul Național Mircea, care rămâne în topul liceelor din România și din Europa. Felicitări, domnișoară! Cei care au obținut nota maximă la aceste două examene au fost premiați cu o sumă de bani. Astfel, cei cu rezultate excepționale la bacalaureat au primit câte 3.000 de lei, iar cei fruntași la evaluarea națională au primit câte 1.000 de lei. Nu contează atât de mult banii, cât contează gestul, intenția, faptul că suntem până la urmă premiați, că nu a fost ușor un an de zile și poate mai mult de un an de zile să înveți, să te pregătești pentru bac, apoi pentru admitere și contează mult gestul. Mi se pare că încurajează și copiii mai mici, cât și pe noi. Dacă reușești și dai dovadă de atenție la momentul respectiv și reușești să înveți constant, atunci trebuie recunoscut acest lucru. Cum decurge pregătirea ta acasă? Nu m-am pregătit în mod special, sincer, pentru așa ceva. Pur și simplu m-am pregătit să îl iau. Te-ai meditat? Da, dar doar în clasa 8-a. Ședința a continuat cu discuții punctuale despre fonduri, manuale, organizare, orar și avize, dar și despre probleme legate de modernizare și abandonul școlar a fost subiect de discuție în cadrul ședinței. A fost amintit și faptul că Primăria Municipiului Constanța și Consiliul Județean sunt alături de instituțiile de învățământ, părinți și elevi, prin diferite programe și noi proiecte. Unul dintre acestea se numește Tablete pentru toți copiii județului. Prioritatea momentului, așa cum a fost precizată în cadrul ședinței, este asigurarea unităților de învățământ cu personal didactic necesar tuturor catedrelor. Problemele legate de aspectul școlii, dar aici știți și voi foarte bine că majoritatea școlilor din județul Constanța în cel să arate excelent. Și dacă vreți, ne urcăm o dată în mașină și facem trasee. Școlile fără autorizare, fără autorizație de funcționare, din alea 32 sunt, mi-am mai luat un semnal de la ei, 12 sunt 12 dintre ele sunt concurs de autorizare. Dar vorbi și astăzi dimineață cu Alina, o să le punctăm foarte bine cele care sunt, ca să vedem și care e faza în curs de autorizare. Că așa rămâne 20, din care 9 puncte școlare sunt la Dobromir, fără autorizare. Există voluntatea școlară care nu se poate deschide luni, 11 septembrie și copiii sunt nevoiți să meargă în altă parte? Nu. Începând de luni 11 septembrie, clopoțelul a sunat pentru circa 120.000 de elevi constanțeni, cuprinși atât în unitățile de învățământ de stat, cât și particulare.